Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Astăzi o avem invitat în platou pe doamna Iulia Scântei, candidat din partea Partidului Național Liberal la Camera Deputaților. Bună ziua, doamnă, și bine ați venit în sudourile noastre. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație, e onoare. Pentru început aș vrea să vă prezentați pentru ca ieșenii, cei cărora doriți să le câștigați votul, să vă cunoască. Cine este Iulia Scântei? Iulia Scântei este o ieșancă, S-a născut acum 40 de ani în Iași, pe un bulevard frumos numit Primăverii, fiind singura fică a unor părinți care au așteptat aproximativ 43 de ani pentru a mă avea în familie. Părinții mei, tatăl militar de carieră, grănicer, mama, peste 36 de ani de muncă la Muzeul Unirii. Am îmbinat, practic, în educația mea, un spirit disciplinar, militaros, cu spiritul religios, care a venit de la mama. În Așa. final are, a ieșit o educație solidă, cu multe principii. Școala am făcut o și am finalizat o în Iași, atât generala, cât și uh, liceul Garabeti Brăileanu, secția umanistă. Prin toate formele de școlarizare trecând, fiind de cele mai multe ori, de fapt, întotdeauna premiant. Am uh, susținut apoi examenul de admitere la Facultatea de Drept Alexandru Iancuza din Iași. Hmm recunoscută peste tot ca fiind foarte da, foarte. Da, cred că am fost ultima generație care am susținut un examen având concurenți 13 pe loc. Da. Era perioada sau generația celor absolvenți ai facultății de drept care dădeau examen la gramatică și la istorie. Lucru care mai târziu m-a ajutat enorm în activitatea mea juridică cu precădere gramatică. Bun, ați absolvit cursurile facultății de drept după care a dumneavoastră carieră s-a îndreptat către un alt oraș, nu? Nu, am, nu. În timpul facultății am avut șansa să fiu prima generație de studenți care au plecat în străinătate pe un program european Erasmus de da. mobilitate. În anul 1999, practic, Universitatea Alexandru Ioan Cuza a semnat acordul bilateral, tratatul de la Bolonia, care a permis primei generații de studenți, cred că am fost 12, am plecat la facultatea de drept de la Nisa, în anul 3 de facultate fiind, pentru 4-5 luni, în acest schimb universitar. M-am întors, mi-am susținut licența la Iași, și am avut șansa chiar anterior susținere și lucrării de diplomă într-o zi în facultatea de drept, în secretariatul facultății de drept să vină un manager la unei societăți puternice din Iași și să ceară lista primelor 5 absolvenția ai facultății de drept, promoția anului 2000. Eram acolo, îmi pregăteam lucrarea de diplomă, eram în primii cinci și m-a invitat la primul interviu profesional din viața mea. Era vorba de o societate de asigurări care și avea sediu și l-are și acum în în orașul nostru. A fost probabil primul semn al unui destin, oricum Destul de ocrotit și bine păzit de îngeri, pentru că mi-am asumat, deși încă nu terminasem examenele de licență, mi-am asumat să mă duc la primul interviu absolut total nepregătit, iar mai târziu, când eu la rândul meu am fost în situația să recrutez tineri absolvenții ai Facultății de Drept fără nicio experiență, mi-am pus adesea întrebarea dacă aș fi avut curajul acelui manager și viziunea de a mă angaja. M-am dus la un, un interviu profesional în care am fost întrebată ce știi despre asigurări și încercam să-mi amintesc că din anul 2 o teorie generală a contractelor în care se vorbea despre contractul de asigurare ca fiind un contract aleatoriu. Un singur da. cuvânt știam despre profesia aia. Dar și ați intrat avut... în acest domeniu. Și am intrat în acest domeniu Bun, de nișă. și în politică? Am fost șase ani, am stat în ea și am lucrat în societatea aia de asigurări. Era vorba de o societate de asigurări. Uh, întâi, ca și consilier juridic de sucursală, după care am fost consilier juridic de regiune și am fost implicat într-un program de perfecționare uh, pe antifraudă financiară. Era începutul, practic, uh, apariției cazurilor de fraudă în domeniul financiar-bancar, și acea firmă pe care a devenit, între timp, cu capital mixt străin uh, și uh, german și român. A investit în, în consilierii juridici pe care îi avea, să -i, pentru a-i pregăti în fața acestor noi ipo, postaze juridice. E foarte interesant ce a spus acum, pentru că face trecerea la ceea ce aș vrea să vă întreb acum. Veți ajunge în Parlamentul României, în Camera Deputaților deputați din partea partidului național liberal care. Are o anumită viziune asupra a ceea ce înseamnă actul justiției în România. Care ar fi proiectele pe care dumneavoastră, ca și specialistă în acest domeniu, le veți susține în Parlamentul României? Eu voi activa la Senat. Ah, La Senat. Dar, exact, dar specialitatea, scuze. specialitatea juridică va fi și mă va îndrepta cu siguranță către Comisia Juridică a Senatului, unde, fără îndoială, dincolo de atribuțiile largi pe care le ai în calitate de specialist în drept într-o Comisie Juridică a Senatului, evident că voi urmări cu precădele și proiectele care privesc regiunea Moldovei și Iașul. Mă refer, de exemplu, am enunțat în câteva din uh, întâlnirile cu presa și cu electoratul o temă care mi este dragă și de care România uh, de care, uh, au nevoie, o diplomație economică pentru Iași. Da. Dezvoltați puțin uh, că Exact, diplomația economică e o funcție a politicii externe a României și ea de fapt leagă politica externă de interesul economic al țării. La nivel concret în, în, în Iași, noi avem nevoie de cineva care să știe cum să aducă investitori străini într-un oraș în care procentul de investiții directe străine în anul 2015 a fost de 3% doar, comparativ cu orașele din vestul țării. Și atunci trebuie să identificăm niște oportunități locale de a investi, să punem în contact antreprenorii ieșeni, cu antreprenorii străini și pentru că fac parte din camere bilaterale uh, româno-străine uh, în București de oameni de afaceri, particip la misiuni uh, economice în calitate de specialist în drept, sunt notar public în, în Camera București și atunci activitatea mea notarială, activitatea mea juridică este dedicată consultanței de business. 80% din activitatea mea și dintre clienții mei sunt societăți. Deci aveți cunoștințe foarte vaste în acest exact, domeniu exact. Al, structurarea și identificarea diverselor uh, oportunități de afaceri și creionarea lor din punct de vedere juridic Ați spus că în 2015 uh, ceea ce s-a adus aici, capitalul investit în Iași este de numai 3%, 3 capitalul străin Capital străin, atât hmm. avea Iași. Care credeți investit? că ar fi procentul pe care o ar putea să-l absoarbă? Până unde s-ar putea merge cu investițiile străine în Iași pentru o perioadă de, să zicem, 4 ani? Investițiile pot, pot avea un nivel de creștere extraordinar, numai să ai o, o infrastructură rutieră pe care să o folosească niște investitori care, de exemplu, ar dezvolta un parc industrial lângă, lângă orașul nostru. Oricum, Partidul Național Liberal știu că susține ceea ce înseamnă dezvoltarea infrastructurii. Partidul in Național Liberal susține orice proiect care generează uh, bani și uh, o bunăstare pentru oameni. De asta susținem investițiile ca să avem mai multe locuri de muncă și, evident, niște venituri mai mari pentru locuitori. Și, într-adevăr, nu doar infrastructura respectivă, autostrada care leagă Transilvania de Moldova, așteptată aproape secular, ne va ajuta enorm, alături de un aeroport care își face dovada investiției. Și care ar permite totuși să aibă și un terminal cargo. Evident că asta către asta se va îndrepta pentru că este în dezvoltarea lui dacă partea de uh, transport de călătorii o asigură deja și este la o capacitate maximă, mie mi se pare vin în fiecare săptămână, călătoresc cu avion în, este... încă, încă se mai poate încă se mai poate da, la aeroportul deci acesta Bun, vreau în să vă creștere. întreb un lucru, ați folosit acest termen diplomație economică ar trebui ca acest termen să fie inclus într-o inițiativă legislativă să fie DIST să știe toată lumea ce înseamnă... Diplomația economică va fi una dintre prioritățile pe care România le va avea la nivel de țară în anul 2019, în prima parte a anului 2019, când vom avea președinția Consiliului Uniunii Uni Europene. O componentă în care noi putem susține și include în această diplomație economică pentru Iași este un sector de activitate uitat de mult. Se numește dezvoltarea industriilor creative. La ea s-a conturat un hub al it de exemplu. Da. Produc, produsul intelectual al celor care lucrează în domeniul informatic este un produs de industrie creativă. Asta înseamnă că putem să gândim, atât la nivel universitar, la nivel de sistem de învățământ, cu un proiect de lege corespunzător, o reîntoarcere și o conexiune între mediul academic, care generează teoreticienii, Mediul de cercetare, institutul de cercetare care generează produsul intelectual, industria creativă, softul da. este o industrie creativă și care, iată că produce bani la ea. Totuși... Și să-l conexăm cu mediul de afaceri care să îl preia ca și produs de dezvoltare și de comercializare. Asta trebuie să facă Bun, educația dar... pe de-o parte, investitorul pe de-altă parte și, în mijloc, cercetarea. Partea de mijloc uh, cam lipsește aici. Eu cred că ea are șansa de anul acesta să se reorienteze sau să reorienteze uh, studenții universităților uh, din ea și mă refer și la politehnică, dar cu, pre, cu precădere la universitatea Alexandru Ancuza, care în persoara unui rector ca uh, profesorul dr. Uh, Tudorel Toader va găsi aceste oportunități având în vedere și experiența domniei sale în calitate de uh, judecător la Curtea Constituțională și experiența didactică de, pe a, de, de până acum, fiind implicat și într-un program național numit România Educată, va găsi din nou. Uh, și susținerea legislativă a unor parlamentari, cum sunt cei liberali, dar și soluțiile concrete aici, local, să pună cei doi piloni ai educației. Știți care, care a fost, chiar acum a spus că va beneficia și de susținerea unor parlamentari, de exemplu, PNR. Mie mi se pare că acest proiect ar trebui să fie susținut de toți parlamentarii. Cu tot de dragul, invităm alături da. de noi. Bun, vreau să vă întreb totuși un lucru. Sunteți specialistă pe. <coughs> Sistemul justiției, pe ceea ce înseamnă legisla... legislație, tehnică legislativă. tehnică legislativă. Aș vrea pentru trei minute, pentru că atâta mai avem mi s-a arătat din, din studio, aș vrea să discutăm puțin despre ceea ce se numește antifraudă. Care este viziunea Partidului Național Liberal și a dumneavoastră personal legată de acest domeniu? Vă referiți la antifraudă într-un domeniu financiar? Într-un domeniu financiar, pentru că acolo este, să zicem, buba cea mare a românilor. Bine, așa cum sunt construite acum mecanismele juridice de investigare și control în orice domeniu de activitate, dar cu precădere cel al uh, cheltuirii banilor din fonduri europene, cred că avem instituțiile, avem și cadrul legal. Singurul lucru care. Uh, Rămâne de văzut de este să vedem că efectul acesta de identificare și pedepsire a ceea ce a fost ca și până, până acum ca și faptă de cheltuire ilicită, ilegală a unor fonduri schimbarea destinației lor Va genera și un, un sentiment de prevenție Sistemul actual este eficient? Poate fi îmbunătățit? Păi îl vedem zi de zi Bun, vedem ziarele. Zi, știți că, știți ce, ce nu vede presa? Finalitatea. Păi, finalitatea, dacă vreți. E... Nu doar noi ne uităm la televizor, să știți că și europenii se uită la televizor. Și în momentul în care anual proiectele de finanțare către România sunt în continuare semnate, înseamnă că. Noi girăm pentru ceea ce se întâmplă aici și pentru modul de cheltuire, până la urmă no, no, corect. M-am exprimat eu greșit. Știți, când am spus finalitatea unui act de investigare, la sfârșit recuperarea sumelor de bani. România stă puțin cam. Nu prea bine la recuperarea acelor sume care au fost fraudate. Nu s-a făcut încă anul de când uh, premierul celor și guvernul său a inițiat proiectul de înființare a unui instituții de sine sădătoare autonome care să se ocupe tocmai de acest lucru, independent de celelalte autorități cu atribuții în uh, recuperarea unor sume de bani, fie că provin din uh, confiscări sau uh, alte sume restante. Cred că în perioada următoare, a, rolul acestei instituții se va consolida și vom vedea în curând efecte. Și bă, nu mai avem decât un moment, vreau neapărat să vă adresez o întrebare. Eu nu am auzit până acum în România, deși există o lege care zice, domnule, statul român se îndreaptă împotriva celui care a greșit pentru a recupera prejudicii. Au fost foarte multe dosare care s-au judecat la... Curtea Drepturilor Române de la Haga, statul român a fost obligat să plătească despăgubiri, dar statul român nu s-a îndreptat niciodată împotriva magistraților care au greșit atunci când au dat sentințe. Credeți că acest lucru ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru sistemul juridic din România? Este un semnal de alarmă și cred și că Consiliul Superior al Magistraturii și l-a însușit. Există inițiative și dezbateri în cadrul asociațiilor profesionale a magistraților de a identifica un cadru, dincolo de codul deontologic, un cadru legislativ de angajare a răspunderii. Până la urmă, chiar sistemul însuși, prin cei care își fac treaba corespunzător și nu sunt sub incidența unor astfel de fapte care să genereze sancțiuni împotriva României uh, la, curtea, la Curtea Internațională, la Curtea Europeană a Drepturilor omului. Uh, vor genera din interior regulile, pentru că la un moment dat se, var, se vor detașa cele două bresle. Evident da. că Ministerul Justiției. Evident că și Parlamentul, prin comisiile de specialitate, vor susține orice proiect care va responsabiliza chiar și o clasă profesională, cum este cea a magistraților. Am înțeles. Mulțumim pentru participarea nu, la emisiune. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi. Ați văzut cine este Iulia Scântei, ați văzut care sunt planurile dumnei pentru uh, următorul mandat în Parlamentul României. Până data viitoare, cele bune! La revedere!